Bună dimineața! Mă scuzați, am răcit. Adică, nu știu, că nu-mi curge nasul, doar tușesc foarte tare. Noaptea nu am tușit, de dimineață când m-am trezit aveam o răgușeală în piept și în gât aici. Și tot tușesc de dimineață și ieri am tușit și așa. Și parcă mă gâdilă un pic în gât, am o senzație de gâdileală. Da, trebuie să-mi fac un ceai de ceapă, că altceva cu ce să mă pot trata, nu știu, că dacă alăptez. Am pus la fiert legumele pentru salata de biof. Da, trebuie să mergem la Penny să fac niște cumpărături și o să întrerup treaba să plecăm la Penny. Mai avem de cumpărat smântână, iaurt, suc, ulei, lămâi, portocale, o grămadă de chestii. Da? Și să vedem dacă le găsim. Actimel la copii trebuie să cumpăr. Soțul meu a coborât până în veci ca să ducă niște lucruri, să-mi aducă niște cartofi, ceapă și niște pastă de gogoșari. Așa, eu mă apuc acum să fac curățenie în toată casa și la toaletă și peste tot. Trebuie să mă duc să-mi fac și o sprâncene, că nici n-am reușit să mi le fac. Vreau să mă machiez și eu puțin astăzi să văd dacă reușesc. Da? Și Marche foarte mărit, dar e mărit doar că vrea să stea numai la tati în brațe. Până să vină tati nu a avut nimic așa, dar cum a venit de ieri după amiază, deja a început să înceapă cu mărielile, să nu vrea să mai stea la mine, să nu vrea să mai joace cu jucăriile și acum abia am putut să-l lăsăm. Și haide să vă arăt covoarele, că după aia mă iau cu treaba și uit. Da, astea sunt blănițele, astea cum era la bunica. A costat 25 de lei una și avea pe mai multe culori și pe roz și pe mai multe, dar mie mi s-a părut astea că se potrivește cu parchetul nostru. Și încă unul, mi-a luat două așa. Și deoarece alunecă foarte tare pe spate, mi-a venit mie ideea să iau să pun cu pistol de lipit niște chestii din astea să nu mai alunece. Într-adevăr ajută să nu mai alunece atât de tare, dar nu ajută complet și trebuie să mergem să cumpărăm plasă antiderapantă. Da, și la ăsta, la altul, la fel, am făcut. I-am făcut eu niște chestii așa, dar în cazul în care vedem că nu, adică văd că nu merge, ține, dar tot alunecă, le voi da eventual jos, că se dezlipesc ușor, uitați. Stai că aici s-a prins un fir. Dar oricum, uite, se dezlipesc foarte ușor și le voi da jos. Da. Și mi-a luat trei așa. Numai că scuzați că mai sunt mizerii, că a făcut mari firmituri pe ele. Oricum, acum apuc să fac curățenii și le scutur, le periez. E un gri drăguț, avea și un maro, avea și, nu mai știu, negru. Dar eu vreau să mă feresc de culorile astea închise, pentru că eu am covor vișiniu cu negru și știu ce înseamnă și nu mai vreau să văd. Așa, măcar astea alte nu se prea vede mizeria pe ele, că pe ăla negru mi-a mâncat zilele. Și mai am unul aici, mi-am pus și mi-am mai pus unul aici. Da, cu timpul vreau să-mi cumpăr un fel de covor din ăla lung, care să ia la metru, să pun dintr-un capăt cam până pe aici și cu holul celălalt la fel. Da, și nu știam unde-i Selena. Am băgat și o tură la spălat sau le-am întins, acum am mai băgat în cotură. Unde-s copiii ăștia? Nu știu, Marche aici. Nu vreau să-l bag în seamă, că după aia, dacă îl bag în seamă, nu mai vrea să stea. Ia să vedem ce face Sveni. Ce faci? Ia să vedem părul tău creț. Mi s-a făcut puțin părul creț de la codițele, le-am pletite. Da. Și vreau să vă arăt și pantofarul. Trebuie să aducă mașina de găurit. E tare ciudat pantofarul ăsta, dacă știam nici nu-l cumpăram. Hai să văd cum pot să-l sucesc. Uitați-l. Dar se bălângăne atât de tare. Și vreau să zic că și ușile îți cad efectiv în cap, așa, nu știu, parcă treci pe lângă el și parcă ai senzația că cad foarte, foarte ușor. Da, și am băgat papucii copiilor, al lui Selly, al lui Mark și așa. Selena are astea două rafturi de jos și Mark ăsta raftul ăsta de sus. Îmi pare că l-am cumpărat, cel care l-avem noi are două rafturi pe o ușă. Dar, da, dacă eu am fost încăpățânată și nu l-am ascultat pe soțul meu, așa se întâmplă.
Și aici am pus ceapa roșie cu apă și cu oțet. Și voi face, o voi tăia solzișor și o voi face pentru cu chiftele și voi amesteca maioneză cu smântână, cu iaurt și să vedem ce iese pentru prima oară când fac. Aici am pus legumele să fiarbă pentru salata de biof și mai am și carnea de pui să lăsa la fund. Carnea de pui e fiartă și o să-mi iasă și zeamă să fac eventual o supă, dar nici nu știu că am deja prea multă, prea multă mâncare. Am și ciorbă, nu mai am loc în frigider. Și aici sunt sarmalele, am pus o conservă de roșii pasate de la mama mea din Italia, un pic de sare și un pic de vegeta și cimbru. Miroase super fain, nu le-am pus încă la fiert, dar cimbrul ăsta dă un miros nemaipomenit. Nu-mi încape oala. Deci dacă pun oala asta aici, îmi cade și nu-mi încape. Dacă pun oala acolo, mi-a făcut cuptorul cu microunde și nu-i ok. Le voi pune în momentul în care se fierbă astea, le voi da de aici, le voi lăsa să se răcească și pun sarmale la foc mic. Am luat și carnea și am condimentat-o pentru friptură, că voi face carne și cu niște cârnat. Uitați așa. Am condimentat-o, o las cum ar veni la macerat. Și asta o voi pune la prăjit, că o să am vreo două ture de prăjit din ea și cu cârnatul trei ture. O voi pune la prăjit pe la vreo, cât să zicem, 2-3, nu știu, la 4-5 vin musafirii. Mi-au ieșit și două caserole din astea pline cu vinete. Da, mai am maioneza asta care mi-a rămas, că cealaltă am folosit-o și o voi pune la ăsta, la chifteluțe, vreo două linguri. Și restul voi pune la ăsta, cum se numește, la salata de biof. Da, am făcut maioneză dintr-un litru de ulei. Chiar mă gândeam că o să-mi fie teamă că mai am nevoie, dar cred că mi-ajunge. Dar dacă mai trebuie, o să mai fac. Și beau și eu o gură de cola. Da, mi-e poftă și nu beau foarte mult, că dacă alăptez, beau așa câte puțin. Și astăzi trebuie să-mi ornez și masa. Și am șervețelele astea drăguțe care le-am cumpărat, nu mai știu, de la Penny sau de la supermarket. Nu mai știu de unde le-am cumpărat. Și am o față de masă roșie cu sclipici, v-am arătat-o la mama, cu sclipici auriu și aia o voi lua și o voi pune, uite că am pornit cuptorul. O voi lua și o voi pune pe masă și îmi pare rău că nu am reușit să-mi cumpăr și niște chestii din alea rotunde care se pun farfuria pe ele, dar nu mai îmi cumpăr pentru că mi-a cumpărat mama. Dar din păcate n-a ajuns soțul meu la ea, cursa asta care a venit acum. Mi-a mai cumpărat foarte multe lucruri și Selena geacă și o grămadă de chestii avem la ea. Da, le vom folosi la anul de Crăciun, ce mi-a cumpărat ea pentru Crăciun acum. Și nu voi pune. Voi pune față de masă, șervețele, farfurii și pe masă ce voi pune eu, niște alune. Ce faci cu telefonul, tata, mama? Ce faci, iubitule? Unde pleci? Unde pleci? Tăcălașule, zice să te leghidat. Ține-ți inima mea. Îi plac telefoanele foarte mult. Din cozonac, mai am un cozonac jumate. Jumate i-l-am dat lui Haiuc, a venit de dimineață acum și mai am dat niște cornulețe cu rahat și mai am așa pe fundul castronului puțin, cred că dacă mai am 10 cornulețe cu rahat e bine. Da, și am de gând să fac cu Nutella. Și voi lua și voi pune acum, nu știu cum o să fac exact. Ce vrei, un pic de țiții? Haide! Am văzut la o femeie pe Facebook, pe un grup, nu mai știu să vă zic. A luat și a pus Nutella cu lingura pe hârtie de copt. Le-a băgat la congelator, a pus în locuri diferite, cum ar veni, un loc și distanță între ele. Și după aceea le-a luat și le-a, nu mai știu, după jumate oră sau o oră, la congelator, le-a luat și le-a scos, le-a format biluțe în mână și le-a băgat în cornulețe și a ieșit super fain. Eu am făcut o dată cornulețe asemănătoare cum le-am făcut pe astea cu Nutella și nu mi-a ieșit, mi s-a evaporat toată Nutella, adică s-a evaporat, s-a dat pe afară și da. Așa o să fac, mi le iau, mi le bag la congelator, le bag într-o caserolă și după aia le fac biluțe, văd eu, nu știu cum o să fac.
Și vreau să fac de Revelion. Și nu mai fac nici pastă de ton, că e foarte multă mâncare. Pasta de ton o las pentru Revelion și la Revelion voi face pastă de ton, o umplute. Am cumpărat somon, din ăla voi prăji noaptea de Revelion. Carne. Pe întâi cred că voi face scărița aia. O voi face, care am cumpărat-o. Și... nu știu, foarte multă mâncare de Revelion. Eventual voi mai face niște cornulețe cu câteva cu rahat, că nouă ne plac foarte mult mie și Selenei, și câteva cu Nutella și un tiramisu și atât. Că soacra mea zicea să mai facem un cozonac, dar nu mai fac cozonac de Revelion. Numai că o să mănânce și e prea multă mâncare și prea multe dulciuri și noi mai vrem să mai ieșim și pe la Coresi, mai vrem să mai mergem și în alte locuri, să ne mai plimbăm și sigur vom mai mânca și pe acolo pizza și dulciuri și alte prostii și... Da, vrem să mergem să vedem și Bradu, că nu am reușit să-l vedem și cred că mâine după amiază asta vom face. Mâine suntem invitați la soacra mea, dar nici nu știu cum să fac. Să mă duc înainte să se culce Marc de amiază, să mă duc când se trezește Marc, habar nu am cum să fac. Da. Ce puiul, mama? Hai că mama se ridică să facă treabă. Da? Și ieri am apucat să-mi spăl și eu cuptorul cu cuptorul. Era să zic cuptorul cu microunde. Cuptorul de la Aragaz era varză, căzuse numai făină, numai firmituri de la cum s-a făcut. Am făcut și pogocele, am făcut și cornulețe cu rahat și cozonaci, se făcuse numai mizerie prin el. Și l-am spălat aseară. Și acum, dacă voi mai face la el ceva carne la cuptor sau scăriță, să vezi că iar o să sară peste tot, dar asta este. Ce să facem? Da? Și mă apuc să mă duc să fac curățenie prin casă, că dacă stau după Marc, mai ales că trebuie să plec și la Penny. Nici nu știu dacă mă duc eu sau se duce doar soțul meu și mă sună pe cameră sau la telefon să-i zic ce să-mi cumpere. Nu știu, că parcă când mă duc eu în Penny sau într-un magazin, atunci le văd și știu, mă, asta-mi trebuie. Dar așa dacă îi zic de acasă, știu că îmi trebuie ulei una alta, dar sigur se va întâmpla să mai uităm altceva. Și îmi pare rău că nu am reușit să-mi spăl și eu covoarele, că s-au murdărit foarte tare, cel puțin pe... pe ăsta, pe albul ăsta s-au făcut, s-au murdărit. Dar asta este. De acum o să le spăl în ianuarie. La începutul lui ianuarie o să fac o programare și o să le spălăm. Și e bine că am covoarele alea de pe hol. Le voi lua și le voi pune aici în sufragerie ca să nu se acopie pe jos. Pentru că nu aveam covor de schimb și era parchetul gol și cum stă pe jos, dar acum e ok. E super ok. Și nu înțeleg de ce să mi se aburesc mie geamurile. Cred că prea mult, nu știu, uite, și doar am ravatat geamul și mi se aburesc. Cred că se fierb legumele alea, habar n-am. Și pantofarul, uitați ce îngust e. Am fost un pic certată de soțul meu că nu l-am ascultat. Că față de ăsta la altul care l-am, haideți să vi-l arăt pe ăsta la altul, că nu vi l-am arătat deschis. Ăsta are cum ar veni aici ușa asta. Se deschide, bagi o grămadă de papuci în ei. Ăsta la altul are raft, sertarul ăsta, la fel, bagi în el. Nu multe, că nu e până în spate, dar oricum îți în cap. Ăsta are două rafturi, vedeți? 1, 2. Și normal că... intră o grămadă de papuci, vedeți? Ăla la altul are doar un raft. Atât, o parte. Și na. Am băgat papuci unii peste alții și a ieșit acolo un cacamaca. Da. Și ne auzim mai încolo. Pentru mine? Ai fost cu minte. Wow, și ceas? Tot a meu? Da. Și gata, am pus și masa de... pentru invitați. Acum așteptăm invitații. Bineînțeles că mai întâi plecăm cu Colindu. Da, o să fim doar 7 persoane. Aici am pus și cake pops, le-am băgat așa pe ăstea care a venit.
niște sărățele, alune, cake pops, aici sunt cornulețe cu rahat, astea sunt de la mama mea din Italia, miroase a marțipan, nu știu cum sunt la gust, asta e torta dulce, alune, Raffaello, ursus cooler, lichior, alexandrion și suc, urmează să aducem și sucul, cola și Fanta, da. Ce faci, Sally? Ai păpa sărmăluța? Da. Ai ieșit bună? Da. Uitați, ia să vedem. Uitați, da, și la mine a venit Moș Crăciun cu un S9. Da. Un cadou nemaipomenit de frumos. Da, mama? Ce vrei? Nu! Nu acum, ai răbdare! Prea multe dulciuri mănânci! Ce faci tu? De ce nu pap ciorbiță? Și aici am tăiat și cozonacul, sta să vi-l arăt. Da. Și Marc e numai cu cănița aia în mână. Și suge de biberon. Opa, ai grijă să nu te răstorni! Da, ia să punem și cozonacul. Ai zis că nu mai încape, dar uite, cozonacul venea bine aici. Că aici nu o să avem nicio farfurie. Opa, așa. Ia uite. Și așteptăm să vină musafirii, Marc, da? Dar prima oară plecăm noi cu Colindu. Da, mergem să colindăm pe bunii. Pe bunicii noștri, a voștri. Da, și aici haideți să vă arăt, am prăjit și carnea, prima tură. Așa, și acum mai am a doua tură. Sally, ce-i faci? Uite că tot a luat un cake pops de la fără să mă asculte. Și aici m-am tăiat cârnatul ăsta, trebuie să-l prăjesc. Și aici am zeamă, nu știu, să fac supă, dar nu cred că fac supă. Cred că o să o arunc, văd eu, nu știu. Ce să vadă și el, că n-are voie să mănânce de ăla. Și am terminat salata bio-off, mai am de ornat la ea. Am pus-o în caserole, așa. Nu-mi va rămâne toată mie, se dau tatăl meu și soacrei mele. Și am pus și luhaiu separat, fără maioneză, într-o altă caserolă. Aici mi s-au fiert sarmalele. Și aici fac cărnița. Și mai am depus în cotură de cărniță și de prăjit cârnatul ăsta de casă. Curate am făcut prin toată casa. Am reușit să mă machiez și eu puțin, doar că trebuie să mă retușez, că am dormit cu Marc, a dormit Marc și când l-am mai luat prin brațe, mi s-a mai luat fond de ten aici, dar mai retușez un pic. Mă dau cu ruș, fac un duș, trebuie să mă piaptă. Curățenie mai am de făcut doar în bucătărie, să spăl aragazul, dar nu știu că o să-l spăl acum, cum să fac și mămăligă și ăsta se murdărește. Și da, mai am o oră la dispoziție să mă grăbesc să termin toată treaba, că trebuie să plec până la Penny și să plecăm cu Colindu. Și am plecat la Penny, apoi mergem la tatăl meu și apoi la soacra. Să colindăm? Da. Ești să colindăm? Da. Am plecat să colindăm, dăm, dăm, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dăm, dăm, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dăm, dăm, să înălțăm. Dăm, dăm, să înălțăm. Dăm, dăm, să înălțăm. Să facă din plana lui, dăm, dăm, să înălțăm. Freșul frumos domnului, dăm, dăm, să înălțăm. Freșul frumos domnului, dăm, dăm, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Bravo, Sally, mai era, dar e bun și atât. Da, și la noi plouă. În alte orașe am văzut că ninge și ninge cam povești atât de frumos. Uite-l pe ăla, Fuego. Da. Care Fuego? Prietenul Răzvan. Și în alte orașe ninge atât de frumos și la noi nu ninge, plouă, din păcate. Și Marc e îmbrăcat în spiriduș pe dedesubt și Selena e în crăciuniță. Da, și vrem să venim acasă să facem niște poze lângă brad. Da. Se simte că vine Crăciunul. Eram să văd ce mi-a adus moșul. Da, Selena așteaptă să vadă ce i-a adus moșul imediat. Și era frumos dacă ningea. Era super. Astăzi e ultima zi de vlogmas. Mama. Da, mama. Tu n-ai mai văzut niciodată când erai mic. Hai, tare! Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-acasă, dom, dom, să înălțăm.
Când boierii nu s-a casă, domn, să-nălțăm, domn, domn, să-nălțăm, domn, domn, să-nălțăm. Că din blana lui, domn, domn, să-nălțăm, veșmânt frumos domnului, domn, să-nălțăm, veșmânt frumos domnului, domn, domn, să-nălțăm. La anul și la mulți ani, da. Trebuia mai lung, da. Se duce la... Aia nu e lulare, că scrie acolo lare. Da. Aia e lulare. Da, mami, aia scrie lare. Wow! Ce are mărcuța acolo? Ce e, mama? Ce ai acolo, Sele? Ce era? Îți place? Rușica? Unde sui, mă? Băi, trăsura! Hai, opre! A, minge! Bravo! Ți-o puteam... Fe... Era fericirea! Dar el acum îl păcălești, nu? Vai, prin ghideața, ce e ala? Păi ce fain și-a pus la... Nu, păi ce, doamne, trebuie să faci așa? Ba, da! S-o desfac! Dacă nu, că plecăm acasă! Mergem acolo, că să nu mă pucăm să nu haideți aici! Haideți! Nu vine! Vine moșu? Da, că ești un flori să-l caute, că era pe la blocul. Aoleu! Da! Da, 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 da. Ce faci, mă? Ai, de mine, moșule, dar ce faci? Dar ce aici, dragule? Hai să-l ajungă pe moșu să descalțe, ha? Ai, de mine! Lasă că... Lasă, lasă, așa mai... Ce ai de mine? Frate, Sele, cum se duce? Da, moșule, da. Eu pot să fii moșule? Hai, mă lasă, că și eu sunt... Ia zi-te lui moșu, cum te cheamă pe tine? Selena. Hai, Selena, vină! Gata, moșu, tu ești obosit, hai, dar să-mi dai cadou, nu poți să vorbească. E bătrân, e obosit, săra. Ia să vedem ce cadou. Hai, zi! Zi un cântec. Zi un cântec. Moși Crăciun cu pete d'albe a sosit de tine și aduce daruri multe la fete. Dă pe fără. Din bătrân se povestește când toți anii negreșit Moș Crăciun așa sosește, niciodată n-a lipsit Moș Crăciun. Moș Crăciun, nu pipiți! Wow, exact ce ți-ai dorit tu! N-au primit la fel? Nu? Nu, nu, că ea avea și am sumit asistent. Să nu... Ia, ce scrie acolo? Alumar, nu? Uite, însă de la Flore, de la Flore s-a întâlnit, auzi, Selena? Ce avem, dar jos cu mașină. Veniți mâine noua, nu? Da. Mai bine pe mâine. Mâine. Flore și Miniță, da? Ai Ioana, s-a închis acolo, uite. Wow! Wow! Vezi că ai văzut că iată ce n-a primit. Ce ție ți-a la maică ta, da? La fel am luat, numai cu la mine ăla. Mi-a zis. Fă o poză cu la moș. E la fel, mama, da? Așa e și pe sora cu toți. Hai, moșule, că mai ai de umblat. Hai, moșule, du-te, mulțumim frumos, moșule. Picioare, ia moșule, că stai eu în picioare. Haide, hai! Ești puturoasă? Hai cântați. Gata. Mac. Nu.
Ce e? Cozonac? Și haideți să vă arăt ce cumpărături am făcut astăzi. A luat 3 pachete de șervițele din astea de la Grand Finale. Sunt 3,30 lei pachetul și are doar 100 de bucăți. Să vedem cum sunt, n-am mai luat niciodată. 4 beriuri sus cooler, 3 cola, doar că unul l-am pus pe masă că am avut musafiri. Kiwi, un mirinda, un ananas, 2 bidoane de ulei, un prigat de căpșuni și banane. Selena a vrut ouă de prepeliță, un pachet de Danonino, o smântână, 2 plase de lămâi, 3 pachete de Actimel, 2 fructe de pădure și unul cu căpșuni, un Danonino, adică un pachet de Danonino, 4 iaurturi cremosul simplu, 3 iaurturi din ăstea Bonnie, nu mai știu să vorbesc, 3 iaurturi Bonnie și niște portocale. Da, și cred că atât. Nu știu dacă mai luat ceva. Și voi încheia vlogul aici, sunt foarte obosită. Este ora 10, am avut musafir și abia acum am reușit să filmez cumpărăturile astea. Da, și vă mulțumesc că m-ați urmărit și v-am pupat. Pa, pa!